Mănâncă sănătos, trăiește sănătos, are un umor sănătos. Sănătos să fii, dragă domnule Cabral! Și tu să fii sănătos, mă, simpaticule. Ziua bună și bine ați venit la Ce spun românii? Oameni buni, am nevoie de părerea tuturor. Mi-am făcut temele, am făcut un research, cum a zice francezul, dar încă nu i-am dat de cap și am nevoie și de puterea dumneavoastră de calcul. Avem o situație, de fapt nu e o situație, este o întrebare care frământă omenirea de ceva timp încoace și sper că astăzi să se lămurească. O să am nevoie aici de colegul și prietenul meu, Sebi Codru. Care a venit și cu dilema. Întrebarea este simplă. Plecând de la premiza că acest zid de om este și peretele nostru din baie, cum se pune hârtie igienică? Așa, cum se pune corect, așa o putem pune ca sălbaticii, așa. Nu ne bate în joc. Deci, o punem așa? Da. Sau o punem așa? Invers. Cum a fost prima dată. De ce? E mai ușor de preluat. De ce invers? E mai accesibil. E mai ușor de preluat. E mai ușor de de preluat. Așa. Așa spuneți voi. Așa spuneți și voi? Da. Cum? Să nu bagi unghii de perete? Să nu se atingă de perete. Să nu se atingă de perete. Foarte frumos, doar că este pentru o parte a populației imposibil și greșit. Pentru că dacă ai pisică, singura variantă să-ți rămână hârtia acolo este să pui hârtia așa, pentru că se va juca zăpăcita, o va învârti în gol, se va plictisi și va pleca. Dacă, în schimb, o puneți așa, uite așa face. Înțelegeți? Să nu facem risipă. Ce, voi n-aveți de-asta, nu le refolosiți? Uite, vedetul fetelor de la curățenie, da? Te-am pupat, mersi frumos. Gata. Astăzi jucăm cu Pantea. În aplauzele voastre, familia Pantea. Yay! Din Nucel, județul Bihor, sunt ei al treilea cel mai mic oraș din țară. Nu știam. Da? Serios? Da. Și care sunt cred că Băile Tujna este cel mai mic. Da, mai mai este, pare mi se, în județul Cluj. Ceva orășel, tot așa. Aha. Tot în Ardeal, nicio problemă. Am înțeles. Nicio problemă. Dănuț este capitan, este funcționar public, dar a fost și arbitru de fotbal în Liga a treia vreme de 22 de ani. A alergat cam cât a mers cea mai veche mașină de ale mele. Este neînsurat pentru că nu a venit nicio femeie să-l ceară. Realitatea. Altfel, ci că el e deschis ideii. Omul a stat în prag, s-a uitat dreapta, s-a uitat stânga. Dacă n-a sunat nimeni, a închis, a dus că avea treabă. Te rog să ne prezici numele restul familiei. Am venit împreună cu surioara mea, Letiția. Bună, Letiția. Cumnatul meu, Nelu. Salutare, Nelu. Salut. Nepoțica mea, Marinela. Bună, Marinela. Bună. Și vărul meu, Cristian. Salutare, Cristian. Salut. Letiția este casnică și mare jucătoare de table. Nelu zice că are noroc. Ea pretinde că datorită științei câștigă. Normal. Clar. Clar. Deci îl bate de-l stinge, ca să vă fie clar. Clar. Sunt împreună de 8 ani și s-au cunoscut pe Facebook. Coi? De cine vorbesc eu aici, doamne? A, de Nelu, da. Nelu, m-am și speriat. Folosesc în intimitate numele de cod... Ai! Iubiruța și ursulețul. Da. Corect. Alte întrebări? La revedere. Nelu este mașinist, turbine la porțile de fier 2. Spune că pe Letiția a cucerit-o cu două lucruri. Are răbdare cu ea la cumpărături și nu pune gura pe alcool. Corect. Știi. Ai auzit, Mișu? Da. S-a auzit până acolo? Da. Ce anume? Și el are răbdare la cumpărături, nu? Marinela este profesor de rom... Ce? Araiul de băuturi. Da. Are răbdare la cumpărături și Mișu la raionul de băuturi, zice. Aha. Marinela este profesor de română la o școală gimnazială. Îi place să joace tenis și este obsedată de ceasuri de mână. Își dorește să aibă de toate culorile. Acum, de care? Negru. De culoare. Asortat. Asortat.
Îi mai lipsesc unul verde și unul galben. Se consideră un om curajos pentru că le ține piept copiilor la ore. E greu. Foarte. E foarte greu, da. Foarte. Cristian este funcționar public, are voce bună, 3 ani a cântat cabariton la Teatrul Muzical Nae Leonard din Galați. Nici el nu este însurat, dar de când tot caută s-a cam obișnuit singur. Și cum e? Ce dorești? Mă ferise să... Da, parcă mi-a cam trecut așa... Ai, merge cu Mișu, că are el un raion frumos undeva. Bine ați venit la noi! Bine, v-am găsit! Sper să vă distrați! Da! Baftă! Logic! Mulțumim! Baftă! Mulțumim! Baftă! Baftă! Mulțumim. Baftă! De cealaltă parte, la cel de-al treilea joc, familia Andrei! Yay! Din Bacău sunt ei conduși în luptă de Dana. Bună, Dana! Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Să ne prezici nouă restul familiei, te rog. Am venit în această seară cu soțul meu iubit, Chip. Stai, mi-era și el. Eu uite ce am ajuns, eu uite. Cu mătra mea cea optimistă, Laura. Bună. Cu mătra mea cea pozitivă, Bianca. Bună. Și Marius, care este un familist convins. Bună. Cu mătru. Domne, nu e optimist, nu e pozitiv, dar măcar e familist. Bine ați revenit. Sper să vă distrașez. Da, siguranță. Baftă. 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 Să înceapă. Runda întâi, capitan în față. Să vedem câte variante avem. 7 variante. Am întrebat 100 de români. Ce sculă sau unealtă are tata în debara, iar băiețelul lui în cutia cu jucării? Ciocan. Favorit, bravo. Jucăm, pasăm? Jucăm. Să jucăm, mulțumesc. Letiția, ce sculă sau unealtă are tata în debara, iar băiețelul lui în cutia cu jucării? Clește. Da, da. Avem clește, bun. Nelu, ce sculă sau unealtă are tata în debara, iar băiețelul lui în cutia cu jucării? Șurubelță. Da. Bun. Marinela, ce sculă sau unealtă are tata în debara, iar băiețelul lui în cutia cu jucării? Cheie. Da. Bun. Cristian, ce sculă sau unealtă are tata în debara, iar băiețelul lui în cutia cu jucării? Fierăstrău. Da. Nu e acolo? Nu-i panică. Nu-i panică. Dănuț, ce sculă sau unealtă are tata în debara, iar băiețelul lui în cutia cu jucării? Hai. Hai. Aveți dreptul să vă sfătuiți? Letiția, ce sculă sau unealtă are tata în debara, iar băiețelul lui în cutia cu jucării? Oh, secure. Secure. No. Ce faci, Bogdanel? Mă duc să mă joc cu secure acum, Mariusica. No. 73 de puncte. Patent. Cum? Patent. Am înțeles? Bărmașină. Bine. Daltă. Ok. Daltă. Bun. 3 variante. Ce sculă sau unealtă are tata în debara, iar băiețelul lui în cutia cu jucării? Patent. Patent. Da. Da. Mi-a plăcut cu securea, dar ce să vorbim. Câștigă această rundă familia Pantea. Eu zic așa, că securea am avut, dar nu e. Coasă, furcă, sabie. Ruletă. Ruletă. Sau drujbă. Drujbă! Pilă. Metru. Lopată. Lopată. Ciocan de lipit. Lopată. Lopată. 7. Greblă. Greblă. Voi să zici bormașină, nu-i așa, Mișu? Exact. Bormașină. Iar la 5 avem, desigur... Greblă. 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 Greblă, iată.
Prima rundă, 73 de puncte. Să vedem runda a doua. Cu cine jucăm? Cip și Letiția. Haideți! Să vedem câte variante. 8. Am rugat 100 de români să completeze fraza. La fel cum unii oameni sunt râhâiți, unele albine nu pot spune B. Și în loc de bâz, spun... Râz. Râz! Sât. Sât. Am un S cu S. Avem S-Z. Egalite, fraternite. Laura? Tâz. Cum? Tâz. Zim numele care începe cu litera respectivă. T. Tudor. Tâz, avem tâz. Nelu. Fâz. Avem și fâz. Jucăm, poate să mai să jucăm. Mulțumesc. Marinela. La fel cum unii oameni sunt râriți, unele albine nu pot spune B și în loc de bâz spun... Mâz. Mâz. Măi, mâzâiau albinele pe pagiște azi, dar n-ai văzut. Mâz. Cristian. La fel cum oamenii sunt râriți, unele albine nu pot spune B și în loc de bâz spun... Pâz. Pâz. Da. De la pâz. De la pâz. Pâz. Vă dați seama că dacă cineva deschide televizorul acum pe noi... Aoleu. Își face cruce și închide? Cu mâna stângă. Dănuț. La fel cum unii oameni sunt râriți, unele albine nu pot spune B și în loc de bâz spun... Dâz. Chiar voiam să zic dâz. Desigur. Dâz. Și a rămas acolo favoritul încă nedescoperit, Letiția. La fel cum unii oameni sunt râriți, unele albine nu pot spune B și în loc de bâz spun... Câz. Câz. Câz, câz, câz făcea albinea de acolo, acolo. Primul X, fără panică. Nelu. La fel cum unii oameni sunt răiți, unele albine nu pot spune B și în loc de B, în loc de bâz spun... Zâz. Își cere și scuze, săracu, zâz. Îmi pare rău, n-am... Astea sunt albinele, s-au emancipat. N-am avut altceva. Auzi, zăit așa să rundă familia Pantea. Pentru cei care au căzut prin casă uitându-se la această rundă, îmi cer scuze numele colegilor mei. Se mai întâmplă, avem un coleg nou angajat, Mișu, și a fost în sfârșit obosit într-o seară și a venit. Voi aveați niște propuneri? Da, gâz. De asta mi-era frică. Pauză scurtă, revenim. Am revenit cu runda a treia, vom juca alături de Nelu și de Laura. Să vedem câte variante avem. 100 de români. Aici ești pe teritoriul tău, tu n-ai nicio șansă. Ești sigur o să te pricepi. Ți-a venit întrebarea asta, mănuș. Ambalajul cărui produs cosmetic este de obicei roz? Ruj. Chiar asta voi, la asta ne gândeam și noi. Uite, da. Jucăm, pasăm? Jucăm. Să jucăm. Mulțumesc, Nelu. Bine,
Bianca, ambalajul cărui produs cosmetic este de obicei roz? Parfum. Da. Da. Bun. Marius, ambalajul cărui produs cosmetic este de obicei roz? Fond de ten. Da. Marius! Ambalajul cărui produs cosmetic este de obicei roz? Blush. Blush. Da, dar nu e pe panou. Liniște în sală, de zici că le-ai cerut bani împrumut. Ok, bun. Chip. Ambalajul cărui produs cosmetic este de obicei roz? Rimmel. Nu. Nu. Sub nicio formă. Nu e acolo. Laura, ambalajul cărui produs cosmetic este de obicei roz? Luciu, de buze. E altceva. Sau balsam. Aveți dreptul să vă sfătuiți? Bianca, gândește-te bine. Am deja răspunsul. Bun. Ambalajul cărui produs cosmetic este de obicei roz? Al lacului de unghii. Nu. Negativismul ăsta nu vă va duce departe, să știți. 45 de puncte. Vă ascult? Vopsa de păr. Ok. Cremă. Bine. Oja. Am înțeles. Vopsa de păr. Bun. 4 variante descoperite, 4 nedescoperite. Ambalajul cărui produs cosmetic este de obicei roz? Vopsa de păr. Da. Da. Nu. Charme? Da. Câștigă această rundă familia Andrei. Ce avem la 8, aș vrea să știu? Cremă, domne. Cremă de mâini. Cremă de mâini. Far de pleoape. Gel de duș. Chip, te autodepășești. Far de pleoape, am zis. Nu. Nu. Nu intră la far. Pudră. Crema. Altul ceva. Șampon. Șampol? Da. Deodorant. Pudră. Bun. Altul ceva. Fixativ. Fixativ? Da, de păr. Păi de păr, altceva, mai este de față. De machiaj este. Fixativ, fixativ de machiaj? Și la ce fixează domnul? Machiajul, să nu curgă. Ai un fel de lac. E amorsă, dai amorsă. Și după aia când vii, ține acolo, domnule, nu? Nu e amorsă, că amorsă-i fondul de tăi. Are dreptate. Stai un pic și fixativul ăsta de... La final se dă. La final. Ia uitați-vă, mă, cavaș. Peste tot ca se dă la final ăsta? Da. E bine, eu l-am văzut. A, dacă am văzut. E ca epoxidica. O dai, dar nu mai râde, nu mai plânge, nu mai vorbește. Știi? De-abia seara, când ajunge și te demachează. Vezi care experiență. Până atunci, bine, depinde, cred că cum te prinde epoxidica. Că dacă îi dai... Ești pe supărare, toată ziua ești așa. Ce ai supărat? Săpun! Ei, n-am jocul pe asta, e. 8! Ne mai și spălăm. Mai ales seara. Să dăm epoxidica jos. Deodorant. Deodorant. Rădă subțiuță. Da. Apă micelare! M-ar ajuta foarte, stați un pic. M-ar ajuta foarte mult dacă mi-ar explica și mie cineva ce e asta. Pentru demachiaj. Păi nu, știu ce să face. De unde a apărut ea? Că eu mi-aduc aminte că m-am născut eu în 89. Să n-aud comentarii. Să n-a alo. Mi-aduc. Nu, dacă am auzit de râsul lumii, până și familia râd când zic asta cu 89. Bine, domnule, recunosc 88. Domnule, nu se inventase apa asta micelară. Ce e asta? De unde s-a? Mai
Apă de ploaie ambalată. E ca dacă știți că sunt niște băieți care aduc aer îmbuteliat de la Polul Nord. Da. Vă dați seama că ea bagă sticla în frigider? Ia. Uite, dacă te uiți cu atenție, sunt și piguini. La Polul Nord oricum nu sunt. În sfârșit. Spune Eliza. Eliza îmi spune acum că a pregătit pentru mine în special definiția micelei. Micelele constau din amfififififile agregate într-o soluție micelară. Acestea sunt în echilibru cu afififele. Și alea cine sunt? Neagregate care sunt libere. Sunt afififele măritate, ce nu înțelege. Așa, eu continuă Eliza, scuză-mă. Soluțiile micelare se formează atunci când concentrația de afifififile sau așa depășește concentrația de critică micelară și sau concentrația critică de agregare, ca asta e când sunt și persistă până ce Eliza, lasă-mă, Doamne, iartă-mă în pace cu afififele tale. Deci e afififie cu micelare, da? Da. Așa. Și mie îmi place sarmalele. Să jucăm. M-a luat durerea de cap. Copii, voi să spuneți, mie îmi plac sarmalele, să nu se faceți ca mine. Runda a patra, da? Da. Puncte duble, fără afififie, jucăm cu Marinela și cu Bianca. Dar afififilele de râs, să vedem câte variante avem. Auzi, afififile agregate. Am întrebat 100 de români. Ce mănânci în loc de pâine când nu mai ai pâine în casă? Chiflă. Cozonac. Păi nu mai e chifle? Nu sună rău cu avem cozonac. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Bianca a plecat supărat. N-aveți chifle? La revedere. Cristian, ce mănânci în loc de pâine când nu mai ai pâine în casă? Mămăligă. De ce ai arătat către mine și a zis mămăligă? Asta mă supără. Favorit, domnule. Bravo. Dănuț, ce mănânci în loc de pâine când nu mai ai pâine în casă? Plăcintă. Ce înseamnă bogatul? Asta e Ardealul. Avem plăcintă? Nu. N-avem. Și nu vreau să te supăr, Dănuț, dar asta nu e Ardealul. Asta e omul neînsurat. Mulțumesc. Mulțumesc. Letiția, ce mănânci în loc de pâine când nu mai ai pâine în casă? Paste. Paste? Da. Da. În loc de pâine? Da. Ok. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Nelu, ce mănânci în loc de pâine când nu mai ai pâine în casă? Chec. Nu, nu, nu. 124 de puncte în joc. Stixuri. Lasă-mă, omul Dumnezeu, să întreb și eu. Fiind ca prostul de acolo, zici cât am făcut? Doamne, ferește! Să-mi iau pâinea de la cură, n-am mai văzut așa. Marius, te rog. Spune-mi și... Păi, băiatule, are ceva cu mine. Eu dacă acum să vorbesc, tu nici acolo vorbești. Zi, Marius. Stixuri. Stixuri. Grisine. Bine. Grisine. Felicitări. Ciorbă de fasole. Dana, ce mănânci în loc de pâine când nu mai ai pâine în casă? Merg cu majoritatea. Grisine. Grisine. Da. Grisine. Nu că ci mai aveam frigider trasă în folie. Asta e. Cred că zice bine. Câștigă această rundă familia Andrei. Uitați-vă puțin la scor. Muncesc de 40 de minute să fac o departajare și încolo... Ce avem la 8? Griș. Covrigei.
Cartofi. Lipie, tot pâine. Crackers. Nu e pâine? Pesmeți. Lipia e pâine sau nu e pâine? Da, da. Îi zice pâine libaneză, nu vreau să vă supăr. Dar libanezii când se uită la pâine, ei se uită la lipie. Nu la franzelă. Ce? Nu vrea să crească. Lipie! Crackers. Ralel de indian. Scovergi. Astea sunt, Dorin. Crutoane. Cum? Crutoane. Crutoane. Boalem bru. Turte. Sisuri. Patru. Turte. Pireu de cartofi. Griș. Piure. Da, cartofi prăjiți. Orez. Cartofi. Patru sau trei? Orez. Orez? Da. Griș. Griș. Covici. Bun. Iar la trei? Crackers. Orez. Biscuit. Unu, șase, opt la unu, șase, nouă. O luăm aproape de la zero cu runda a cincea. Punctele sunt duble. Jucăm cu Cristian și cu Marius. Vedem câte variante. Opt sunt. Am întrebat 100 de români. Unde mergi cu un buchet de flori? La soție. Inima mea plâng. La nuntă. Ia uite-l. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Marius. Să știi că mi-a plăcut răspunsul tău. Chiar mi-a plăcut. Mă bucur. Ai zis bine. Dănuț, unde mergi cu un buchet de flori? La botez. Da. Ce vă uitați așa ușocați? Nu. Da sau ba? Nu. Că să-ți unghi în gât, de-aia nu mergeți la botez cu un buchet de flori. De-aia. E copilul ăla de flori. Eu chiar am vrut să zic că nu cred. Letiția, unde mergi cu un buchet de flori? La onomastică. Onomastică. Da. Bun. Nelu, unde mergi cu un buchet de flori? La mormântare. Da. 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 Da? De ce vă bucurați asta? Nu înțeleg de ce vă bucurați. Da, da. Domne, ce ocazie frumoasă. Dar la botez nu v-ați fi dus cu un buchet de flori. La mormântare, da, da. Pomul oricum nu mă interesează. Marinela, unde mergi cu un buchet de flori? La întâlnire. La întâlnire. Da. Bun, întâlnire, foarte bine. Cristian, unde mergi cu un buchet de flori? La o colegă. Sau. Încerc norocul măcar așa. Asta zic, ce să singurel, așa. Unde mergi cu un buchet de flori? La părinți. Da. Aveți dreptul să vă sfătuiți? Letiția, unde mergi cu un buchet de flori? La școală. Bun. Da. 144 de puncte în joc. La Marius, ia uite, domnul, iar mă nu cred. Spune-mi, te rog. La medic. Ok. La școală. Ok. La spital. Am înțeles. La spital. Ok. Trei variante. 144 de puncte. Dana, unde mergi cu un buchet de flori? La spital. La spital. Da. Da. La botez nu v-ați duce. Câștigă această rundă familia Andrei. Profesor. Am încercat la școală, nu e acolo. Cum?
La cimitir. Am încercat, nu e. La șefă. La serviciu, am auzit. Șefă. Șef. Șefă. Șefă. Dacă e șef și duci flori, o să fiu jur... Deci? La fisc. La mama. Am încercat, nu sunt acolo părinții. Aniversare, pentru că nu e tot una pronomastică. Nu e tot una. Aniversare. Iar la șase avem? Pe cel mormântare e pe stradă? Păi, nu e, dar nu, că nu e proaspăt. Poate să fie... Mă rog, ați înțeles ce vreau să zic. Na, nu s-a dus de curând asta, bă, ai, că am dat-o de... Ah, mai lăsați-mă în pace. Arată-mi! Diferența e că varianta asta cu cimitir îl vezi doar în poză. Oricum ai început să te pricepi, să faci diferența. E chestiune de nuanță. Da. Nu e, nu e nuanță, că la cimitir vezi doar în poza, la mormânt. În sfârșit nu mai intru la mormânt. Mai am să te învăț decât colivă și gata, ești asta. Asta mai aveam, să învăț să fac colivă. Runda a? 6. Puncte? Primite. Cu cine jucăm? Capitan. Hai. Ce anume? Capitan în față. Capitan în față? Așa, că primim bomboane. Hai să vedem câte variante. 8. Am rugat 100 de români să completeze sintagma. Un stand cu... Cipria, vii să repari? Nu, nu, las că mă descurc singur. Un stand cu... Jucării. Cu jucării? Da, pe ăsta la jucării ajunge acum, că nu mai... Avem... Paste. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Dănuț. Cip, un stand cu... Carne. Da. Nu avem varianta asta. Laura, un stand cu... Pâine. Da. Ok. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Bianca, un stand cu... Îmbrăcăminte. Da. Bun. Marius, un stand cu... Băuturi. Te auzi, Miș? N-avem, Miș, reveniți. Vă ascult? Cu gemuri. Ok. Dulciuri. Bine. Dulciuri. Am înțeles. Încălțăminte. Ok. Variante ar fi câteva. Un stand cu... Încălțăminte. Da sau ba? Da! Câștigă această rundă familia Pantea! Câștigă acest joc și cred că avem o semifinală, ce spun românii, cu familia Andrei! Ce mai avem acolo? Cărți! Ne-a cam înfrânt standul ăsta. Cărți! Mezeluri, brânzeturi, cărți. Obiecte artizanale. Obiecte artizanale. Cărți! Cărți! Dulciuri. Te fac neprost. Dulciuri. Ok. Dulciuri! Altceva. Parfumuri. Legume. Parfumuri și legume. Fructe. Da, fructe. Fructe și legume. Făinoase. Electronice. Nu avem făinoase, că a încercat Dănuț, cred, cu paste. Electrocasnice. Minuri, băuturi. Nu avem băuturi. Oale. Brânzeturi. Iar la 7 avem, desigur... Mezeluri. Da. Nu. Trei
3-1-3 la 2-3-4. Mergem mai departe cu familia Andrei în runda Fulger. Încercăm să... Ați câștigat până acum vreuna? Nu. Acum, astăzi reușim. Da. Astăzi reușim să câștigăm premiul ediției. Eu am încredere. Și eu, în Bianca și Marius. Mulțumim. Vă mulțumesc că ați venit. Sper că vă simțiți bine la noi. Foarte bine. E drăguț, nu? Da. Mergem mai departe, dar vă mai așteptăm. Cu mare drag. Toate bune. Sănătate. Să rămân. Toate bune, Nelu. Să rămână Marinela. Toate bune, Cristina. Pauză scurtă, revenire pe Gior cu runda Fulge. ...1252 de lei ați câștigat până acum. Putem adăuga 2500. Cu cine? Bianca și Marius. Haideți! Avem două manșe, desigur. Încep cu... Bianca. Cinci întrebări... 20 secunde, nu știu unde sunt spastri și mai departe. Cronometru pornește din momentul în care termin de rostit prima întrebare. Da. Jucăm? Jucăm. Baftă. Mulțumesc. Am rugat 100 de români să completeze fraza. Vezi că pâlpâie becul de la... Baie. Ce cumperi de pe internet și constați că nu îți vine? Papuci. Ce ai putea păstra pentru toată viața? Casa. În ce mâncare pui carnea cu tot cu os? Ciorbă. Unde poate duce o scară? La etaj. Da. Dacă e, să o iei în sus. Facem 100? Da. Hai să vedem. Vezi că pâlpâie becul de la... Baie. Și acolo... E abur și lumină ca în discotecă, dansez ca nebunul pe întuneric. Foarte bine. Ce cumperi de pe internet și constați că nu-ți vine? Papuci. Ia să vedem. 45 de puncte. Sunt sigur că s-a asimilat cu încălțămintea. Ce ai putea păstra pentru toată viața? Casa. Casa. Zic, la mare nu te-ai gândit. Gândi la casă. Hai să vedem câți metri pătrați. Mișule, cât are... E mai mare. 4 pătrați sau e mai mare? E mai mare, mai mare, dacă e cu loc dublu, da. În ce mâncare pui carnea cu tot cu os? Ciorbă? Tu mi-ai spus în ciorbă. Și mi s-a făcut o poftă de mala cu leșin. Știu. Mamă. După aia o învelești frumos în folie să nu se usuce. Exact. Scoasă bine pe pervaz la aerist. Foarte bine. Foarte bine aerisită. Unde poate duce o scară? Și tu ai spus? La etaj. La etaj. Mișu ar fi zis cu siguranță în beci. Fiecare cu ce-l doare. 149 de puncte, ai jucat perfect, bravo. Mulțumesc. Eu mulțumesc. Vine acum Marius. Domnule, 25 de secunde pentru ară. Nu știi ce să faci cu mâinile, a? Da. Păgrești în buzunare, nu știu, stă mai așa, nu știu. 25 de secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Dacă nu vei ști un răspuns, e nenorocire. Vine paza, ne târie pe amândoi afară, ne ciomăge... Zici pas. Treci mai departe, ne întoarce. Dacă dai un răspuns, aude sunetul ăsta, înseamnă că am primit deja acel răspuns de la Bianca, sunt șanse mari, nu te sperii, nu te panichezi, îmi dai alt răspuns. Ok? Ok. Cronometrul va pune din... O să vezi. Baftă. Mulțumesc. Am rugat 100 de români să completeze fraza. Vezi că pâlpâie becul de la... Sfragerie. Ce cumperi de pe internet și constați că nu-ți vine?
Cam așa. Ce ai putea păstra pentru toată viața? Soția. În ce mâncare pui carnea cu tot cu os? Ciorbă. Altceva? Friptură. Unde poate duce o scară? În pod. Bianca ar fi păstrat casa, nu pe tine. Atât am să zic. Asta e surpriza. Care o dorea. Am înțeles. Vrei să vedem ce am făcut? Da. Voi vreți? Da. Haide. Marius. Vezi că pâlpâie becul de la... Sufragerie. De la sufragerie. Nu sună foarte... Living. În limba română. Mai rău. Bun, să vedem. Câți v-ați? Favorit? Baie. Apoi bucătărie, frigider, veioză, hol, lustră, beci, dormitor. Ce cumperi de pe internet și constați că nu îți vine? Mi-ai spus? Cam așa. Avem 149 de puncte și încă 4 răspunsuri. 51 de puncte ne lipsesc. Reușim? Reușim. Hai să vedem. Cămașă. Favorit? Încălțăminte. Apoi pantaloni, rochie, sacou, bluză, costum, fustă, cămașă. Ce ai putea păstra pentru toată viața? Și tu ai spus? Soție. Și acum ce din cap așa? Hai să vedem. Favorit? Da. Cum, domne, nu? Chiar și așa, eu cred că te-ai scos. Da. Îți zic. Și cu florile. Toată cu... lumea, exact, și cu florile. Toată lumea de acasă a făcut... Ce drăguț. Ce drăguț. Favorit, fotografii. Apoi amintiri, bijuterii, casă, demnitate, caracter, obicei, unghii. Picior de nevastă nu-i pe aici. În ce mâncare pui carnea cu tot cu os? Friptură. 151 de puncte. Nu lipsesc decât 49. Ciorbă. Supă. Friptură, fasole, piftie, varză, ostropel. Unde poate duce o scară? Și tu mi-ai spus? Pod. Eu sunt optimist de felul meu, dar 41 de puncte nu cred. Incredibil! Incredibil! Foarte tare! Bravo, bravo! Haideți și voi cu încredere! Oameni buni, pentru astăzi ne oprim aici. Să fiți bine, să fiți sănătoși și ne revedem de fiecare dată! Cu muzică, cu voie bună, haideți să vă îmbrățișați! S-a terminat emisiunea, colegii mei, sănătate!